Bun, fraților, deci după cum știți, în FIFA 23 avem trei tipuri de alergare. Atenție, funcționează doar pe New Gen, nu este vorba despre Old Gen. Old Genul nu este implicat în acest fenomen, dar cei care jucați pe New Gen o să vedeți că jucătorii alergă în trei feluri. Prima dată avem Explosive, după aceea avem Control și după aceea avem Lently. Ce presupune? Explosive-ul presupune că jucătorul alergă mai tare în primii 2 metri și după aceea alergă mai încet. Controlul este ce era în FIFA, adică nici nu pornește repede, dar nici nu încetinește pe parcurs, păstrează același sistem de alergare. Și Lently pornește foarte greu de pe lângă, după aceea fuge foarte tare. Da? O să vă arăt un exemplu cum se prezentat la cei de la EA Sports, însă vreau să știți că in-game se simte puțin diferit. Adică o să vedeți că cel care este explosive, după primii 2 pași, are o viteză foarte înceată. Iar cel care este lently și controlled, fuge foarte tare după primii 2 pași. Adică, în exemplu de aici, o să vedeți că e cam așa. În realitate, de aici, Kimpembe îl depășește pe Messi. Adică va fugi mult mai tare. Kimpembe și Marquinhos vor fugi mult mai tare decât Messi. Înțelegeți voi? Și a treia au cam aceeași pace. Messi 81, ăsta 79, ăsta 80. După ce a făcut primii 2 pași Messi, ăștia doi îl vor prinde din urmă și îl vor depăși. Adică gen, când suntem pe aici, nu-și păstrează aceeași viteză de alergare. Se va simți mult mai rapid Kimpembe decât Messi și decât Marquinhos. Părerea mea că nu e diferență foarte mare între Lentley și Controlled, dar între Controlled și Explosive e diferență destul de mare după primii 2 pași. Explosive-ul chiar încetinește foarte mult după primii 2 pași, cât timp Controlled-ul și Lentley-ul au o viteză mai mare. Acum, cu aceste informații, vreau să știți că jucătorul își poate schimba tipul de alergare inițial folosind chemstyle-urile. Da? Și o să vă spun pe fiecare poziție ce consider este că este cel mai bine de folosit. Începem cu fundași centrali. Din punctul meu de vedere, pe fundași centrali, cel mai bun tip de alergare este Lently. Și o să vedem, Van Dijk are Lently. Stai să vă explic înainte cum funcționează. Cei care sunt explosivi. Explosivi sunt jucătorii care au sub 1.80 înălțime, atenție, trebuie să aibă sub 1.80 înălțime sau 1.80. Și agility minus strength să fie 15 sau mai mare. Lently sunt cei care au minim 1.74 și strength-ul minus agility dă 14 sau mai mult. Și controlul sunt toți ceilalți. Bun. Acum, Van Dijk. Hai să luăm două exemple. Van Dijk și Militao, că sunt diferiți. Van Dijk este lently. Ce presupune asta? Înseamnă că agility-ul lui 61, strength-ul lui 93. Da? 93 minus 61 este mai mare sau egal decât 14. Deci el este lently. Pe acest card, din cauza că este lently pe CB, ceea ce eu recomand, nu mai ai nevoie să improvizezi, să adaugi strength mai mult. Așa că vei pune pe acest jucător, vei pune ce trebuie să-i pui. Îi pui shadow. Pe Militao, spre exemplu, dacă ne uităm, strength-ul e 79, agility este 70. 79 minus 70 este mai mic decât 14 și el este controlled, nu mai este lently. Din cauza asta, noi trebuie să-l facem pe Militao lently. Dacă, în mod normal, Militao i-am dat un shadow, să zicem, anul ăsta nu-i mai dăm shadow, îi dăm ancoră. Ca să improvizăm strength-ul suficient de mult încât strength-ul să fie mai mare decât agility-ul cu 14. Același lucru la CB-uri este valabil și la Tomori, și la Kunde, și la Alaba. Deci ideea este în felul următor. CB-urile trebuie să fie lently din punctul meu de vedere. Acum, bineînțeles, trebuie să vă luați neapărat după mine. Dacă vă place mai mult controlled, rămâneți pe control. Puneți shadow pe Militao și mai departe. Adică ce vă prezint eu acum este pur opinia mea. Și v-aș recomanda să testați pe fiecare poziție ce vi se pare că e mai ok. Deci, dacă sunt oameni care se pot apăra mai bine cu control decât cu lently pe CB, să pună shadow pe Militao, pe Tomori și pe Kunde, fără absolut nicio problemă. Bun, trecem la următoarea poziție. Trecem la LB, la fundași laterali. La fundași laterali, părerea mea, că cel mai bun este controlled sau lently. Deci putem să folosim și controlled și lently. Atenție, dacă aveți lently, trebuie să aveți pace mare.
La control nu e neapărat să fie chiar pace-ul ăla foarte mare, adică gen, nu știu să vă zic, merge și control și lentry până la urmă. Nu v-aș recomanda să treceți de la control la lentry, adică hai să vă dau un exemplu la ce mă refer aici. Walker, spre exemplu, e lentry, da? 80 minus 66, el deja e lentry, îl lași așa cum ar veni, bași shadow pe el că e suficient. Însă, asta, să trecem înapoi că am dat bine. Poziții lb rb și versiuni, să dăm gold rare. Deci am zis că Walker lăsăm așa. Cancelo, spre exemplu, e un card interesant, Cancelo, ca să vi-l explic. Cancelo este controlled. Din punctul meu de vedere, pe Cancelo aș pune shadow. N-ar fi niciun motiv pentru care lui Cancelo să-i dau ancoră, să-l fac și pe el poate lently. Atenție, să fie peste un 74. Atenție, trebuie să fie peste un 74. Verificați asta, că nu orice jucător poate să devină lentry. Trebuie să aibă minimum 74. Însă aici ăsta aș pune shadow. De ce aș pune shadow? Shadow. Părerea mea, 94 accelerație, 92 sprint speed pe controlled e mai bun decât 90-88. Deci nu poți să-l faci pe ăsta. Ba da, poți să-l faci. De ce nu s-a făcut ăsta lentry? Nu poți să-l faci oricum. Are agility mare Cancel, n-ai cum să-l faci. Deci aici nici nu are niciun rost în primul rând, că trebuie să ajungă strength-ul să fie cu 14 mai mare ca agility și Cancel are 79 agility. Deci, practic lui Cancel, ca să-l faci, nici n-ai cum să-l faci. Orice ai dat din cauza că ai strength-ul mult mai mic comparativ cu agility, e singura variantă e shadow la Cancel. Hai să luăm alt jucător cu strength mai mare puțin și cu... Uite, Theo Hernandez, spre exemplu, să-l luăm. La fel, Theo Hernandez... Dacă i-am da ancoră, ar fi ceva, hai să vedem, hai să vedem dacă îi dăm ancoră. Tot control rămâne, dacă i-am da arhitect, uite, spre exemplu, Theo Hernandez, dacă i-am da arhitect, ar fi lently, n-ar mai fi control, din cauza că strength-ul e așa de mare, încât agility-ul e cu 14 mai mic decât strength-ul. Însă, din punctul meu de vedere, Theo Hernandez cu ancoră, la 96 pace, 98 accelerație, este mai bun control decât lently la 93, da? Ca să înțelegeți. Ca și concluzie, pe LB sau RB este ok și lently și control. Nu încercați să dați chemistry-uri ca să vă ducă jucătorul din control în lently, pentru că nu merită să pierde space doar ca să aveți lently. Apoi, pe CDM. Poziții, CDM. Părerea mea că cel mai bine pe CDM, avem pe toți, pe CDM funcționează cel mai bine controlled din punctul meu de vedere, dar este așa de mică diferența între controlled și lently, încât nu merită să te chinui să faci un jucător care este lently să-l treci în controlled. Adică nu merită să te chinui să-l faci pe Zaharia controlled sau și așa mai departe. Deci, ce mai bun părerea mea sunt cei care sunt controlled, atenție, cei care sunt... explosiv, i-aș trece controlled pe CDM. Adică, hai să vedem dacă avem vreun explosiv aici. Sper să nu avem, dar hai să încercăm să vedem dacă avem. Nu avem. Nu cred că avem. Mă uit la Renato Sanchez să văd dacă e el, dar nu cred. Să zic că el e CM. Controlled. Explosive Bernardo. Barella. Bă, pe Barella l-aș face cumva să nu fie așa. Cred că e suficient o ancoră, nu? Da, ancora e suficient. Când dați chemistry-urile, prima dată încercați chemistry-ul care dă pace, da? Deci la fundaș încercăm prima dată ancora. Și după aceea încercăm celelalte chemistry-uri ca să dea mai mult strength, gen sentinel și mai departe, și la fel și de atacanți, prima dată încercăm Hoku. Ia cine mai e pe aici explosiv? Renato Sanchez, e control, nu mai e nevoie să-i... Renato e cu shadow din start. Ați înțeles, CDM, CM este controlled sau lently din punctul meu de vedere. Acum,
la atacanți. Lm, rm, așa mai departe. Vorbim de benzi, stimate, da? Deci, lam, ram, lm, rm. Aici este greu să vă dau un verdict. Clar aș merge între explosive și controlled, dar nu pot să spun că una dintre ele funcționează mai mult sau mai puțin. Amândouă funcționează la fel de bine. Testați voi să vedeți care vi se potrivește mai mult. Dacă vi se potrivește mai mult explosive-ul sau vi se potrivește mai mult controlled-ul. Da, e aproape. De asta zic că nu merită momentan să schimbați aici foarte multe până nu vă dați voi seama. Aveți grijă că anumii jucători, din cauza că sunt sub unul, din cauza că sunt sub, au un, nu știu zic, au un strength prea mic, nu pot fi schimbați. Vinicius are un strength prea mic, nu poate fi schimbat. Dembele nu poate fi schimbat și mai departe. Deci, la bandă, încercați și. Uite, spre exemplu, să vă spun cum faceți. La Mane, vă dau un exemplu. La Mane, să zicem că Mane vrei să-l faci, este explosiv, vrei să joci cu Mane în bandă și să fie lently. Trebuie să încerci să-i dai, îi dai Hulk. Vezi că nu merge cu Hulk. Al doilea chemistry pe care ți-l recomandă să-l dai pentru atacanți este Marksman. Și pe Marksman funcționează, da? Deci, dacă joci cu Mane în bandă pe controlled, trebuie să joci cu el Marksman. Dacă vezi să joci explosiv, vei juca cu Hulk. Sau chiar vei juca Hunter, părerea mea, cu el în bandă, da? E alegerea voastră personală. Bun. Pe cam. Pe camul central, dacă jucați 4-2-3-1 sau 4-1-2-1 Nero. Pe camul central mi-e place mai mult explosiv. Nu pot zic că nu merge controlled, dar părerea mea că explosiv e cel mai bun pe camul central. Depinde de stilul vostru de joc, na, testați-le pe amândouă, merge și explosiv și control. Acum nu prea cred că merită să schimb, nu știu dacă e vreun jucător care merită să schimb din control în explosiv. Deci pentru poziția de cam aș recomanda să nu folosiți chemistry-urile ca să schimbați cealaltă de bază. Adică dacă Ginola e control și jucați cu el cam, jucați cu Ginola cam, nu știu, abar n-am. Nu schimbați tipul ăsta de alergare. Pe atacant, în schimb, pe atacant, cel mai bun este control din punctul meu de vedere și s-ar putea să funcționeze și lently. Dar lently funcționează doar pe jucătorii care au pace foarte mare. Cred că singurul jucător pe care funcționează lently anul ăsta este Haaland. Nu prea văd alt atacant pe care merită să-l faci lently. Oricum, Haaland e lently din bază. Adică, dar în afară de ăsta, nu prea cred că mai e altul care merită să faci asta cu el. În schimb, toți jucătorii pe care îi vedeți explosiv și jucați cu ei pe atacant, încercați să-i faceți controlled. Pe unii o să puteți, pe alții nu o să puteți. Spre exemplu, hai să cercăm la Neymar. Neymar nu prea e de atacant oricum el, dar încercăm să punem Hulk, nu merge. Îl punem Marksman, nu merge. Îi punem Architect, nu merge. Deci el are așa de mare, așa de puțin strength și așa de mare agility când ai să-i faci. Este valabil pentru Neymar, pentru Dembele, pentru Vinicius, însă anumiți jucători de aici, uite, spre exemplu Jota. Jota punem pe el Hulk. E control de acum, gata, e suficient, jucăm cu el pe Hulk. Command, spre exemplu, jucăm Command atacant. Ce încercăm prima dată? Încercăm Hulk, aici încercăm Marksman și aici încercăm și Architect. Da. Atenție, acum, la fel. Dacă vouă vă place explosive pe atacant, nu te faceți ca mine. Deci pentru fiecare poziție, nu luați neapărat unul pe unul ce am spus eu, pentru că fiecare are un stil diferit. Eu doar v-am arătat cum să schimbați din explosive în controlled sau din controlled în explosive sau din controlled în lently. Vă jucați cu chemistry-urile astfel încât să obțineți cerințele astea. Da? Pentru atacanți, recomand Hulk, Marksman, Architect. Pentru fundași, cred că prima ta ancoră, nu știu, după aceea Backbone văd că dă destul de puțin. Ia să vedem, Shadow nu dă deloc. Sentinelul cred că e. Nu Sentinelul, dă plus 4. Se pare. Deci avem Ancora și Arhitectul avem, mi se pare. Deci dacă nu merge cu Ancora, cu Arhitect. Însă nu știu, depinde, v-am zis, nu prea, nu cred că este CB meta care să pui Arhitect pe el, că singurii sunt Kunde și Militao pe care pui Ancora. În fine. Ați înțeles care este ideea, dacă aveți neclarități, aveți secțiunea de comentarii în care puteți să dați un comentariu și eu să vă răspund la acea neclaritate. Pace!